E o victorie care mai ridică așa un pic din presiunea, apăsarea de pe umerii celor de la FCSB, dar ca și în cazul meciului de ieri seară, ca și în cazul victoriei Universității Craiova, întrebarea este în ce fel a fost obținută și dacă această victorie liniștește cu adevărat apele la această echipă, care e încă departe de locurile pe care, fine, pretinde că ar trebui să fie conform statutului ei în campionatul României. Helmut Ducadam, Radu Paraschivescu, Florin Bratu, alături de Seara. mine, pentru a vorbi, a capta cu toții reacții când vor fi, odată când vor veni. Repriza a doua, Helmut, pare că n-a fost mult diferită de cea întâi. Au mai fost ocazii mai Au mari, fost ocazii inclusiv mai ale celor de la multe FCSB. a FCSB-ului, dar jocul a fost cam același. Cei de la UTA au încercat pentru joc colectiv, dar s-a văzut că valoarea individuală a jucătorilor este mult sub ceea ce au nevoie. Și câteodată alegeri bizare de pase în momente importante. Să-l ascultăm pe Olaru până una alta. Bun găsit, felicitări! Darius, cum te simți? Ești omul meciului, ai înscris din afara careului după atâta timp. Spune-ne câtă nevoie aveai de acest gol și cum a fost pentru tine azi? Bună seara! Un meci foarte dificil, un adversar bun. Mă bucur că am reușit în sfârșit să marchez și eu în acest sezon și cel mai important că mi-am ajutat echipa să obțină cele 3 puncte. Ați marcat destul de rapid în minutul 16. Cum ți-a venit ideea să tragi din afara careului? Păi am avut poziție de șut și anul trecut o făceam mult mai des și mișa și de mai multe ori. Am să-mi încerc șansa și am avut puțin și noroc și am reușit să marchez. Vei încerca din ce în ce mai mult? Cu siguranță, acum că Ai recapătat da. încredere. Dar nu asta e important. Important este ca noi să câștigăm, să adunăm puncte și să ne apropiem încet încet de play-off și să fim acolo. Asta voiam să merg un pic mai departe. Vă apropiați de play-off. Cât încredere vă dau totuși aceste rezultate până la urmă? Pentru că Normal, victoriile ne dau încredere, ne fac să creștem în evoluție, să arătăm din ce în ce mai bine și, normal, asta aveam nevoie de victorii pentru că victoriile aduc încredere. au venit două victorii după ambele umilințe. Da, din păcate așa este. Nu, în conferință nu am avut rezultatele pe care le-am vrut, dar sperăm să continuăm la fel în campionat pentru că avem aici nevoie de puncte și de victorii. Dar v-ați revenit de fiecare dată, ați câștigat și cu Petrolul, ați câștigat și astăzi. Da, caracterile puternice la greu, să zic, se văd și trebuie să continuăm la fel. A avut vreun impact vizita patronului la bază? Cu siguranță ne-a motivat și el. Sperăm, după cum am spus, să continuăm la fel. A adus liniște vizita patronului, că poate i-a criticat pe anumiți jucători la televizor și poate în vestiar a spus altceva. Nu cred. Cred eu că în față este un om foarte bun și ne-a dat și el încredere. L-am simțit lângă noi și victoria este și pentru el. Crezi că puteți repeta performanța din sezonul trecut și din sezonul celălalt când ați avut cel mai bun atac? Pentru că pare Noi că încercăm și să avem, dacă putem, cea mai bună apărare, dar este un pic mai apărarea greu. nu vă iese, că Da, important este timp cât noi marcăm un gol mai mult decât adversarul. Asta este cel mai important. a fost și o victorie pentru Nicolae Dică, pentru că evoluțiile din Conference League i-au cam pus postul în pericol. Da, victoria este pentru toți, pentru staff, pentru oamenii care sunt tot timpul lângă noi și sperăm să continuăm la fel, cum spuneam. Mulțumim. Seara bună! Simpatică întrebarea colegului Marian Crudil. A avut o influență apariția patronului? Că v-a zis că nu, domnule, a venit degeaba. Stați liniștiți. Da, acolo s-a încurcat și încă o dată, apropo de ce le-a zis, ce se întâmplă și știm de ce tocmai se întâmplă ceva, să te încurci, pentru că e influența patronului asupra lor și câteodată, de fapt, de multe ori vedem în ce sens, în care direcție. V-am spus că e o zi cu momente interesante în campionatele importante ale Europei, meciuri interesante și momente în momentul în care se înscrie. S-a înscris în PSG cu OM. Când înscrie PSG, știm cine o face, trebuie să
tragi la sorți între cei trei din, din frunte. Companiu e aproape de, de declarație, o să-l vedem și pe el. Să ai timp să vorbim și despre acest meci și despre cele care s-au încheiat deja, despre capetele de afiș din Spania, din Anglia și din Franța. Companiu, să-l ascultăm. Un nou gol pentru tine aduce, iată, în cele din urmă, cele trei puncte, pentru că s-a terminat 2-1. Cum a fost astăzi? Bună seara, bună seara. Era foarte important că să castigam după, după meci din Cupa Europeană, că a fost super slabă. Era pentru orgoliul nostru și era foarte important să castigam și asta a fost. Știam că era, nu era un meci ușor. Am încercat să facem posesie, să avem ocazie, cred că avem meritat și puțin la sfârșit meciul avem, a fost acest gol, dar nu cred că avem suferit. Și mă bucur și sunt fericit pentru echipa mea, pentru că e foarte important, era foarte important să continuăm acest drum în campionat. Dar nici n-ați apucat să vă bucurați pentru golul tău, că a și venit golul lor. Da, cum am zis, din păcate nu avem reușit să nu luăm gol, dar important e ce avem castigat și ne bucurăm. În vestiar s-a putut explica în săptămâna asta ce a dus la umilința cu Silkeborg? Nu, cred că nu se poate, dar toți jucătorii, toate echipe au o serată slabă. Cred că e mai bine să pierde un meci 5-0 ca 5 meciuri 1-0. Asta a fost, era foarte important să ne ridicăm capul sus și astăzi avem, cred că avem jucat foarte bine și avem meritat victoria. Se vede play-off-ul acum? Ne gândim meci pe meci și cum am zis, eu cred în această echipă din primul moment și e foarte important ca această victoria și dar e important ca ne gândim meci. Trei victorii consecutive în campionat, simți că s-au reglat lucrurile, cel puțin pe plan intern? Nu, pe meci, pe fotbal, fiecare meci începe din 0-0 și dacă nu castigăm meci viitoare, cel ce am făcut astăzi e nimic. Și acum ne bucurăm și din mai ne gândim pentru meciul viitor. Andreea, când crezi că FCSB-ul va deveni o echipă stabilă? Pentru că pare destul de imprevizibilă și în rezultate. Alternează rezultate bune. Bine, au venit și golurile acestea usturătoare, dar și ca evoluție s-au luat multe goluri și... Da, cred că sunt mulți jucători noi și trebuie să construiesc echipa, dar eu zi pe zi mă uit că situația e mai bine și fiecare meci cred că jucam mai bine. Da, în Europa începerea nu a început bine, acum nu prea bine, dar cum am zis, cred că fiecare meci mergem înainte. A părut destul de greu să jucați pe două fronturi și acum urmează și al treilea, Cupa României. Cât de mult vă interesează acest... Normal, obiectiv. Când ai acest tricou, fiecare meci e important, fiecare meci suporterii noi vrem să castigăm. E normal că interesează și cupele, și Cupa România. Avem lotul cu foarte mulți jucători și sunt sigur că cine va juca și în Cupa România o să fie bun. Știi deja dacă o să joci din nou cu UTA în cupă sau te vei odihni? Nu sunt antrenor, nu știu acum. Ne bucuram și nimai ne gândim pentru meciul ăsta din cupă. Îți mulțumim. Mersi. A găsit-o bine Radu Companiu. Dacă să pierzi 5 meciuri cu 1-0, mai bine unul singur cu 5-0. Da. Aritmetic, da. Șapo. Aritmetic, da. Numai că au pierdut 2 meciuri cu 5-0, nu 1. Păi mai bine pierzi 2 meciuri echipă cu 5-0 decât 10 meciuri cu 1-0. Da, acum amestecăm în recupere. Și rezultatul nu sunt, sau dacă sunt mandarine, sunt foarte acre. La urmă. Da, e un meci care nu s-a schimbat mult după pauză. Coordonatele au fost cam aceleași, cu UTA îngălată în ultima fază, în ultimii 30 de metri, neștiind ce să facă de multe ori. Țin minte o fază la care, la o centrare de pe dreapta, au 2-3 oameni să uită la minge. De acolo, din care... Da, asta spun și eu. Toate au fost niște alegeri bizare ale celor de la UTA la finalist. Da, nu insinuiesc ceva, bănuiesc. Nu, pur și simplu s-au încurcat. Poți să, la un moment dat, să te întreb de ce? Adică de ce când ai unul liber în stânga,
încerc să-i pasez unuia care are trei oameni lângă el. Asta nu știu, dar în orice caz n-a mai fost fază. Care a fost ideea? Faza de înainte de până. UTA a pierdut ceva din limpezime. Dincolo, FCSB a jucat cam tot așa. Ca până da, a avut ocazii mai mari. A avut ocazii mai mari și mai multe. Apărarea UTA a început să dea rateuri. Și până la urmă era o victorie logică. N-a fost 2-0, a fost 2-1. Bun, 2-1 tot cu o comicărie de apărare. Apărarea FCSB-ului e dereglată în permanență. Dar ea reușește ceva ce puține echipe reușesc, să fie dereglată și când nu primește gol. Nu primește gol dintr-un concurs de împrejurări, pentru că atacantul advers era Tangiu. Însă acolo sudura nu s-a făcut între fundaș și central, indiferent cum e cheamă. O să-l ascultăm curând pe Tomai, autorul uneia dintre cele mai mari ratări acestei partide. Da. Provide fantazia. Acolo trebuie să punești pe seama lui portarul, excepțional intervenția. Da. La fel de mare a fost al lui Florinel Coman o ratare. Acolo nu mai punem pe seama portarului, deoarece a tras pe lângă. Aia în bară. Nu, aia. Cea singură din centrul careului. Nu, aia a fost o acțiune bună a lui Florinel Coman. Bara, în fine, nu e o pedeapsă acolo, sau nu e o chestiune... Acolo Crețu a accepta foarte bine. Crețu a accepta. Să spunem asta. Spune că a tras cu stângul pe lângă bară. Da, exact. Să-l ascultăm pe Wayne. Până la urmă, cum a fost pentru tine? Bună seara. Da, n-a fost să fie. Ne bucurăm, în schimb, că am luat cele trei puncte. O victorie muncită, meritată și aveam mare nevoie de aceste trei puncte. Tu câtă nevoie ai de un gol în acest moment? Cred că am nevoie, la fel ca orice jucător are nevoie de gol. Îmi doresc și sunt sigur că voi reuși cât de curând. S-a scris și despre tine că ai putea fi pe lista neagră de eventuale plecări. Spune-ne dacă patronul echipei a vizitat echipa în această săptămână, ți-a spus ceva. Da, eu sunt jucător profesionist, am un contract, mă antrenez, dau tot ce am mai bun, încerc să-mi fac treaba pe teren și restul nu mă privește. Nu, dar ți-a zis ceva patronul când a venit? Personal. Dacă a discutat. Vă dați seama, sunt lucrurile noastre, a venit, a discutat, ne-a încurajat. Important este că venirea lui a fost de bun augur, se pare că am câștigat acest meci și asta este tot ce contează. Ne-a trezit, da. Ne-a motivat, da. Cum v-a motivat? În stilul dânsului, vă dați seama. Cel mai important este că ne-a motivat și am reușit să câștigăm astăzi. Pentru tine a fost o perioadă mai dificilă? Pentru că s-a tot discutat, a pus și patronul presiune. Da, este, bănuiesc că nu este comod să îl auzi că te trece pe o listă, de exemplu. Da, cum am spus și înainte, încerc să nu pun prea mult la suflet, să mă focusez pe fotbal și atât. Simți că ești atât de puternic încât să-i demonstrezi că meriți să rămâi? Trebuie să fii puternic, altfel n-ai cum să reușești. Se vede mai aproape play-off-ul după această nouă victorie în campionat? Da, e foarte important. Am urcat în campionat, în clasament, mai avem și două meciuri. Suntem pe un drum bun și asta ne dă curaj și ne dă încredere și victoriile aduc victorii, deci suntem încrezători și privim cu încredere ce urmează. Cum vezi trata meciul din Cupa României? Pentru că deja intrați pe un nou teritoriu. Da, deocamdată în seara asta ne bucurăm de această victorie și de mâine vom analiza cu mister și vom vedea cum vom aborda meciul din Cupa. Mulțumim! Mulțumesc! Extemporal, Florin Bratu. Ce ai reținut din ce a spus Wayne? Nu mare lucru. Se vede că vorbește mai rar și are ceva emoții. Își găsește cu greu cuvintele, dar mă bucur că a intrat bine, să știi. Wayne în joc. Deci nu va mai fi pe lista patronului? Asta nu știu. Probabil că probabil că îi trebuie continuitate, dar e un jucător interesant. Nu cred că ar trebui să debaraseze FCSB-ul de el. Asta încercăm să aflu. Dacă le mai trebuie celor de la FCSB. Da, probabil că le trebuie. Acolo în zona de mijloc, tot vorbim de zona de apărare, zona de mijloc. O să-l ascultăm și pe Nicolae Dică, surâzător. Eu am reținut ceva din ce a zis Wayne. N-a spus, cum spune toată lumea, important e să marcheze echipa. Nu eu. A spus, da, vreau să marchez. Asta da. Uite, de remarcat. Să-l ascultăm pe Dică. Bun găsit, 2-1,
trei puncte și la caserie, se spunea înainte. Reușiți, iată, să învingeți, dar nu cu 2-0, cum probabil vă doreați, ci cu 2-1. Da, într-adevăr, este important că am reușit să câștigăm jocul. Deci, pe fază ofensivă ne-am creat foarte multe ocazii de a marca. Din păcate reușim să marcăm foarte puțin din ocaziile pe care le avem. Să ai 7-8 ocazii clare de a marca, să marchezi doar 2 goluri, este foarte puțin. Trebuie să marcăm 4-5 goluri cel puțin din 8 ocazii, pentru că așa am pățit noi cu Silkeborg. Silkeborg, 5 șuturi pe poartă, 5 goluri. 7 șuturi pe poartă, 5 goluri la retur. Așa trebuie să facem, să marcăm. Dar important este că ne-am creat ocazii defensiv. După aia, în prima repriză au avut un șut pe spațiu porții cei de la UTA, a doua repriză nu ne-au pus mari probleme, dar ca de obicei ne-am făcut cadou, un gol, o lovitură pe la 60-70 de metri, limitul 90 ceva, și am primit gol din nimic, cum primim noi de obicei. Nu înțeleg cum putem să facem, nu știu, greșeli așa. La fiecare meci faceți astfel de cadouri. Și când trageți linie, gol primit. Da, gol primit, dar este important că am reușit să câștigăm. Felicitări băieților că au avut reacție după jocul pierdut în Europa și că am câștigat acest joc, am urcat în clasament. Pe de altă parte, ați și primit un cadou din partea celor de la UTA la faza penaltiului. Da. Adică puteați trăi mult mai periculos meciul decât ați făcut. Păi l-am trăit periculos oricum, că nu, n-am trăit niciun meci până acum liniștit așa. Doar la meciurile, făcând o glumă acum, la meciurile din Europa cu Silkeborg, în care era diferența prea mare, dar și acum, în momentul 91, să face 2-1, am mai avut 2 minute în care puteam să facem 3-1, n-am făcut și era, acolo a fost mingea prin care opera noi, dar este bine că am reușit să câștigăm. Vorbeați despre ocazii la începutul flash-ului și nu pot să nu vă întreb. FCSB-ul a avut 2 ani la rând cel mai bun atac. Acum se creează ocazie și nu se marchează. Tu ai fost până la urmă un jucător ofensiv și ai marcat goluri importante. Cum vezi situația? Cum poți să înveți? Da. Într-adevăr, facem exerciții de finalizare la antrenament, dar cred că, dacă nu mă înșel, suntem cu 2 jocuri mai puțin și suntem a patra sau a patra echipă ca și goluri marcate, mi se pare, a patra echipă din campionat. Adică nu este puțin. Dar eu spun că la ocaziile pe care le creăm ar trebui să marcăm mai mult. Asta e ideea. La finalizare trebuie să fim mai răi, să fim acolo, trebuie să fiu 100%, să dau totul ca să marchez. Păi și atunci ce trebuie să le facem jucătorilor ca să fie mai facem răi? Finalizare în loc de 15 minute, 20 minute, facem 40 de minute finalizare. Deci se schimbă până la urmă antrenamentele. Hai, de-ai început acum. Nu, dar serios, e importantă și opinia. Crezi că putem să facem 4 ore antrenament? Nu, e importantă și opinia ta, pentru că patronul a spus că el crede că nu se muncește destul la antrenament. Ce spune acum antrenorul Nicolae Dic, apropo de acest lucru? Eu am spus la conferință că eu am antrenamentele, sunt filmate, sunt notate. Dacă vreți, vi le dau voie și vedeți cât avem și parametri fizici la antrenament. Pot să vă dau așa, să vedeți cât se antrenează băieții și... Despre aceste ocazii care se tot tratează, pentru că nu este prima dată când aveți multe ocazii. Am înțeles, dar ce să fac? Vrei să mai intru și eu din când în când așa pe teren să mai... Astea sunt deciziile jucătorilor, eu știu, în aceste momente. Sper că, eu știu, la jocurile următoare să ne creăm la fel de multe ocazii și să marcăm mai multe goluri. Bun, Darius Solaru, un plus, pentru că vine, marchează din afara careului, după atâta timp, cred că avea mare nevoie. Ce înseamnă pentru tine acest lucru și dacă crezi că i-a dat o încredere mult mai mare? În primul rând pentru el, pentru că eu am spus mereu că Darius face un efort foarte mare. Într-adevăr, este jucătorul care face cel mai mare efort din echipă, aleargă foarte mult, încearcă să ajute echipa cât mai mult și defensiv și ofensiv. Singurul lucru este că nu avea realizări pe faza ofensivă. Iată că astăzi a reușit să marcheze acest gol foarte frumos și sper în continuare el să aibă aceeași atitudine cum a avut până acum și să aibă realizări cum a avut în seara aceasta. Și a adus aminte că a mai dat astfel de goluri în sezonul trecut și chiar spunea că o să încerce și mai mult după golul din această seară, pentru că a căpătat acea încredere. Da, el a mai avut și a mai creat ocazii de a marca la jocurile dinainte, dar nu a reușit, eu știu, să aibă așa execuție bună cum a avut în seara aceasta, pentru că de multe ori își face mingea pe piciorul stâng și de la poartă și anul campionatul trecut i-a reușit. Dulca Buena, rusul, vor mai face parte din lot?
Păi sunt în lotul echipei, dar eu nu pot să iau, nu pot să iau pe toți. Vă întreb, pentru că au aport informații că ei sunt jucători de pe lista neagră. Da, trebuie să iau 20 de jucători în lot. Și eu am în lot 35 de jucători. 5 sunt accidentați, deci am vreo 30 de jucători la, la antrenament. În 30 trebuie să renunț la 10 jucători. Nu, dar sunt pe lista neagră. Întreb altfel, vor juca în Cupa României? Sunt jucători care fac parte din lotul nostru și când voi avea nevoie de ei, vor evolua. Viața, Dulca n-a jucat în, în Europa. Rusul n-a jucat în Europa, a fost. Boenan n-a jucat în Europa. Meciul trecut, a trecut un meci. Cum vezi strata Cupa României? Vom merge cu jucătorii care vor merge acolo, vor trebui să dea totul pentru echipă să, să câștige jocul. Nu, cu echipa niciun, bună sau cu rezervele? Niciun meci, nu mergem doar să fim prezenți pe teren. Vezi menaja jucători? Da, cu siguranță. Deci, vă interesează sau nu vă interesează Cupa României? Dacă, nu, dacă intră alți jucători, înseamnă că nu interesează? Am mai devreme am spus, ne interesează Cupa României, dar sunt 35 de jucători și trebuie să dovedească toți că au valoare de steaua. Dacă nu vor dovedi că au valoare de steaua, probabil la iarnă se va renunța la unii din ei. Nu, nu e normal. Am impresia că suntem singura echipă care jucăm, mai schimbăm jucători. Pentru că am văzut și eu că s-a jucat la 3 zile, toate echipele și-au schimbat 4, 5, 6 jucători. Acolo nu puneți așa de multe întrebări să... Nu, dar acolo nu are atâta impact cum a avut nu, la FCSB. Acolo nu se joacă de 3 zile cum jucăm Danemarca. Noi de când am venit la echipă. Păi tocmai de aceea vă și întrebam, pentru că intrați deja într-o altă competiție. Sunteți în două competiții. Da, intrăm în a treia, dar suntem învățați să jucăm de 3 zile pentru că noi jucăm în Europa. Vă mulțumim. Cu plăcere. Uf, a apărut mai degrabă o masă rotundă decât un interviu. Fiecare întreba, fiecare, în fine... Se răspundea, era la un moment dat să ridea, râdeau cei de acolo. O să-l corectez pe Dica în favoarea lui, are al treilea atac, la egalitate, sigur, cu CFR, dar are și a treia din coada apărare din Liga 1, așa că sunt multe de făcut în zona aceasta. Și o să mai vorbim și despre jucătorii, despre care zicea că sunt în lot și că au jucat în Europa și că joacă cu echipa a doua în cupă. Au jucat în cupele europene cu echipa a doua. Ce mare minere că joacă în Cupa României cu echipa a doua. O să luăm o pauză și revenim.